Să începem cu cele bune. Capricornii pot avea parte de ceea ce se cheamă noroc ascuns sau șansă discretă sau ipostaze bune care nu au o motivație explicită. Cauza producerii unor situații de pe urma cărora Capricornii au un beneficiu nu este foarte limpede nici pentru cei din jur, dar cu atât mai mult nu este deloc clară, justificată și explicabilă nici chiar pentru eroii înșiși, pentru beneficiari. Începând cu seara zilei de 7 octombrie, planeta Venus tranzitează o casă a discreției, dar lucrează în beneficiul acestor nativi, creând sau netezind drumuri care pot să fie valorificate într-un chip inteligent, mai ales dacă se ține cont și de o serie de ipostaze mai puțin legate de rațiune și luciditate. Și anume, se ține cont de o presimțire, de un flair, de o intuiție, de o premoniție, de un vis, de sfatul cuiva sau pur și simplu de instinct. Pentru nativii din Capricorn, săptămâna decurge în parametri asemănător cu ai celei care tocmai s-a încheiat, cu un accent în plus însă, în perioada cuprinsă între 6 și 12 octombrie, așezat de către astre pe casa 11 a prietenilor, unde, mai ales în prima parte a săptămânii, se pot produce schimburi de cuvinte, reproșuri, acuzații, intrigi, instigări, provocări sau tot felul de comportamente lipsite de onestitate, care sunt de natură să-i enerveze pe acești nativi, uneori chiar să-i intimideze sau să-i bage la idei. Încep să se gândească foarte serios cu privire la natura umană a unor persoane de care s-au apropiat sau încep să tragă chiar consecințele apropierilor, concesiilor, mai bine zis, făcute unor persoane sub nivelul lor, nedemne de statutul lor, care acum, vorba românului, își dau arama pe față. Ceea ce a fost o îngăduință, o concesie, o larghețe de spirit sau de conștiință au fost toate prost înțelese și acum se întorc împotriva capricornilor, mai ales dacă s-au asociat cu persoane modeste din punct de vedere financiar, care în felul acesta au avut de câștigat de pe urma lor, sau cu persoane modeste din punct de vedere socioprofesional, fără plasament poate, care n-au făcut decât să stea în umbra acestora și să se simtă protejați, ori să profite, ori de câte ori era cazul și situația. Acum, dacă nu mai pot avea parte nici de bani, nici de protecție, nici de beneficii sociale, încep să își arate o parte urâtă a firii lor, dovedindu-se a fi lipsiți de respect, de recunoștință, de solidaritate sau de conștiință. Mai există o latură proastă a perioadei de care vorbim, este legată în principal de ziua de 12 octombrie, când soarele în casa 10, acasă foarte importantă pentru acești nativi, primește o quadratură brutală, dură, de la Jupiter, tot la 19 grade, în rac, firește, în casa a 7-a. Între aceste două planete se creează un conflict, o discrepanță, ea se poate traduce această diversiune astrală printr-un atac pe care îl pot suporta cei născuți în Capricorn, fie un atac care vizează persoana în general, imaginea publică, notorietate, alteori poate viza competența, alteori se poate coborî un anume atac sau conflict la un nivel mai restrâns, o chestiune punctuală ce ține de o activitate trecută sau care ține de o relație contractuală. Oricare amenință cu desființarea, cu ruperea, cu anularea, ori cu modificarea într-un chip neplăcut, lezant pentru Capricorn, a unor anexe la contract care le permiteau acestora să se bucure de niște liberalități, spun liberalități și nu libertăți, și să se bucure de o anume independență sau o anume autoritate. Acum, toate aceste ipostaze le sunt limitate, reduse, ori sunt contestate sau eventual chiar retrase. Atenție la potențialul cu rezonanța afectivă al sfârșitului săptămânii viitoare, pentru că multe dintre aspectele care privesc un conflict personal pot să răzbată în afară, să se audă, să se vorbească, să se comenteze, să se bârfească, sau invers, evenimentele cu impact social să se repercuteze și în viața de familie.